O nouă acțiune a campaniei Donează sânge, salvează o viață a Patriarhiei Române s-a desfășurat timp de 2 zile la Ploiești. Evenimentul a avut loc la Centrul de Transfuzie Sanguină din oraș și a fost organizat cu sprijinul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Au donat sânge elevi și cadre didactice de la Colegiul Tehnic Toma Socolescu, dar și de la alte licee și colegii din Ploiești. Peste 40 de elevi au venit și astăzi la Centrul de Transfuzie Sanguină din Ploiești pentru a dona sânge în cadrul campaniei Donează sânge, salvează o viață. Împreună cu elevii au donat și credincioși de la parohiile care sprijină această campanie. Menționez partenerii implicați în această activitate, 3 parohii din județul Prahova, parohia Colonie Pleașa, preot Paul Arghire, Paraclisul Sfântul Nectarie Taumaturgul din Ploiești, preot Ciprian Ioan Șuț și parohia Sfânta Filoteia din Ploiești, preot Ioan Ioan. Din punct de vedere educativ, alături de persoanele implicate, Colegiul Tehnic Toma Socolescu, ne bucurăm să-i avem alături pe colegii noștri, alte 4 licee de data aceasta, Colegiul Tehnic Elie Radu, Colegiul Național Nichita Stănescu, Colegiul Virgil Magiaru din Ploiești și Colegiul de Artă Carmen Silva. Surpriza noastră a fost extraordinară, ieri am fost în jur de 40-50 de elevi, astăzi cred că am depășit iarăși 40. Prietenii au aflat și li s-au alăturat, au mai venit cu 4-5 colegi, ceea ce ne bucură că au înțeles faptul că suntem împreună o familie, că biserica este un trup și că a fi fericit înseamnă de obicei a-l face fericit pe celălalt. În această perioadă chiar este nevoie foarte mare de sânge, chiar ne bucurăm că au venit în număr așa de mare și bucuroși că pot să ajute pe cineva în suferință. Că asta contează foarte mult, să ajuți pe altcineva. Da? Și chiar le spun că sunt foarte mulți copii în ziua de astăzi care au nevoie de sânge, care sunt cu leucemii, care sunt cu boli grave, da? Cu cancere și cred că pleacă altfel de aici. Chiar au venit, sunt elevi care vin de mai multe ori să doneze și sunt și tineri care vin pentru prima oară și chiar sunt bucuroși să ajute. Elevii au venit să doneze sânge încă de dimineață. Pentru cei mai mulți dintre ei este prima experiență de acest fel. Este un moment foarte important pentru noi tinerii, putem ajuta și alte persoane care au nevoie și nu ne costă nimic, practic, nici ajută. Ce te-a determinat sau cine te-a determinat, mai bine spus, să faci acest gest? Păi a fost o autodeterminare, doamna profesoară Clucerescu Carmen ne-a coordonat și ne-am strâns aici să donăm. Știu că o să ajut foarte multe persoane care sper că și ei la rândul lor vor întoarce acest ajutor și, sinceră să fiu, e o împlinire sufletească ceea ce se întâmplă astăzi, în primul rând. Și da, mai donat și în noiembrie după ce am făcut 18 ani. Atunci când am donat prima oară, mi-era foarte teamă și mă gândeam că nu știu dacă e o experiență tocmai bună pentru mine, însă, în primul rând, m-am simțit mult mai bine atât sufletește cât și trupește. Anul trecut am vrut să vin pentru prima oară la donare, dar, din păcate, a intervenit un examen și nu am putut să vin, dar anul acesta, cu mare plăcere, am venit să donez. De obicei, oamenii conștientizează cât de importantă este donarea de sânge doar când în familia lor sau cunoștință de-a lor are nevoie neapărat de o donare, când, Doamne ferește, se întâmplă să aibă o boală care necesită o transfuzie. Însă, mi-am dat seama, fără să se întâmple acest eveniment, că este foarte important să donezi cât de des poți și să ajutăm cât de mai multe persoane. Sângele recoltat în cadrul campaniei Donează sânge, salvează o viață a Patriarhiei Române este folosit în sprijinul spitalelor și al pacienților cărora li se oferă o nouă șansă la viață.